Astăzi ne vedem pentru că vreau să fac ceva ce mi-am propus de ceva timp. Și anume, să mă apuc și să desfac astea de la Jumbo, separatoarele pentru produse cosmetice și cele pentru ruj, și să aranjez cu voi. Și m-am gândit că ar fi o idee bună și cred că v-ar interesa și pe voi să vedeți cum arată, cum pică, în ce fel se aranjează produsele în interior și așa mai departe. Așa că am pornit clipul de astăzi. Vreau să fac și un pic de ordine aici pe masa, pe care voi, mă, normal, nu o vedeți. Este, mă rog, un fel de noptieră, să zic așa. Acolo stă și copăcelul, care în momentul ăsta este aici lângă mine, pentru că mă gândesc că poate ar fi de bună să-l mut. Mi se pare că nu prea merge ok, a început să îngălbenească iarăși. Deși are și frunze noi, mi se pare cumva că nu-i merge neapărat foarte, foarte roz, dar trebuie să mă gândesc să vedem care, cum și în ce fel. Ideea este că vreau să fac, am făcut un pic de curățenie, de ordine și vreau să fac așa o mică reorganizare. Moment potrivit pentru a desface genul ăsta de organizatoare. Abia aștept, sincer, să fiu să le folosesc pe astea, pentru că de când am găsit în Jumbo mi s-au părut mai mult decât utile. Și cum rujurile mele stau de obicei puse prin diverse gentuțe sau alte spații de astea în care nu le pot vedea efectiv, uit de ele, expiră și după ați văzut la declutter că le-am. Deci astăzi o să vedem și un fel de declutter, dacă o fi cazul să mai arunc ceva, deși sper să nu. Și totodată și cum le organizez. O să întorc camera, desfac ambalajele și vă arăt cam cum mă gândesc eu să le pun pe aici. O să încep cu astea care sunt pentru rujuri și care sunt în număr de două. Ce-mi place e că poți să le așezi cum vrei tu și cumva arată super bine și așa unele lângă celelalte. Și mă gândesc să le pun așa, la perete, una acolo și pe cealaltă lângă ea. Cam așa. Acum nu știu unde să pun asta, care e pentru pudre și alte minuni, pentru că nu știu că am atât de multe. Dar vedem, hai că o desfac și pe asta. De fapt, o să încep totuși să pun întâi rujurile, prima și prima dată. Și ca să înțelegeți care e treaba cu rujurile, în cazul meu, și unde le țin, de obicei le țineam într-o geantă de genul ăsta. Pentru că, nu știu, credeam că e mai ok așa și pentru că nu găsisem ceva interesant. Dar acum am de gând să le așez cum trebuie, ăsta a fost și scopul. Bun, ruj de la Marionneau. Nici nu știu cum o să le pun. De la Trendy Top Ultra Matte. O să încerc cât de cât să pun nuanțele apropiate pentru rujurile normale. Se așează super, dar pentru alelalte nu. Asta este tot de la Trendy Top Gloss Infusion. Cam așa, și este o nuanță 050. O nuanță din asta relativ de nude. M-ați zis părerea mea despre astea de la Trendy Top, că sunt destul de ok. Nu au niște produse proaste, sunt niște produse cremoase, niște produse care, deși costă puțin, sunt super ok. De la NYX am Soft Matte Lip Cream, pe care cred că o să-l arunc, pentru că e foarte, foarte veche, dintr-un calendar advent. Cam așa. Încă unul care e într-o nuanță închisă, Liquid Soothe, și ăsta este nuanța Soft Spoken. Am aprins lumina între timp, sper să fie mai ok acum, pentru că deși e lumina de bec, mi se pare că se vede mai ok aici. Și am mai adus și niște rujuri pe care le aveam în baie. Asta este de la Makeup Revolution, un ruj pe care l-am folosit și para folosit pe post de balsam, cred că v-am zis la un moment dat, că mi se pare foarte hidratant și când nu găseam balsamul de buze, îl foloseam pe el. Nuanța este așa, nu știu cât, baby este nuanța. Și tot așa este un nude. V-aș face swatch-uri, dar sunt relativ similare culorile, așa că nu cred că are niciun sens. O să-l pun așa. Tot aici. Apoi, astea de la Essence, din gama This Is Me, care mi-au plăcut foarte tare atunci când le-am luat și îmi plac în continuare, mi se par niște rujuri bune și așa fancy cumva cu ambalajul ăsta. Tot a fi niște nude-uri foarte drăguțe. Și nuanța 14, tot de la This Is Me, ăsta bate un picuț spre maro. Un maro portocaliu cumva. Știu că mai aveam unul, da, aici pe al treilea.
Iar asta este nuanța 15, Fabulous. Pe asta l-am folosit, cred că cel mai mult, după cum se observă. Mi-a plăcut foarte tare. Sunt culorile extraordinar de apropiate, adică diferă, nu știu, tonul, să zic așa, mai mult. Acum, de la Marionneau, ăsta e sigur din calendarul Advent, am... încerc să-mi dau seama dacă este, da, este un ruj mat, un ruj lichid mat. În nuanța, în nuanța nu avem nuanță. Este un grena. Grena spre roz, cumva, așa. Rămâne și îl voi pune aici. O să le pun totuși invers, ca să văd exact ce culoare am. Apoi, de la Trendy Tap, nuanța 290 Shiny. Este shiny, într-adevăr, este un ruj tot așa care imită cumva glossul. Pare foarte închis pe cameră. Hai că vă fac un swatch la asta. Ca să vedeți că nu e atât de închis. E o prună cumva, dar e o prună simpatică. Nu e negru sau ceva, deși inițial m-am speriat și eu de el. De la NYX, iarăși un ruj baton roșu. Asta cred că nu are așa de mult vreme, așa că o să-l mai păstrez un picuț. Tot de la Marionneau din calendarul Advent, ăsta este un creion jumbo de buze, care merge foarte bine și pe post de ruj. Semna care are nuanță. Nici ăsta nu are nuanță, nu știu care e treaba de nu pun. Și ăsta este foarte, foarte hidratant și lucios. Mi se pare foarte drăguț. De la Trendy Tap, din nou, tot de la calendarul Advent, ăsta cred că are cam, astea au cam 2 ani. Un ruj roșu, după că miroase ok, este nuanța 070 și este un ruj mat. Asta e un ruj pe care, deși nu-l mai folosesc de niște ani buni, pentru că este supra expirat, îl am așa ca amintire, un ruj pe care l-am furat maică-mii și produsele de la BU mi se pare extraordinar de faine. Intenționez să-mi recumpăr, erau perfecte, hidratante, extraordinar de faine, dar le păstrez, m-am zis, așa ca like a memory. O să-l pun aici la jurmater, dar undeva mai jos, pentru că nu mai folosesc clar. Astea se aruncă, le-am tot păstrat eu, dar n-are sens. Butter Gloss. Sunt vechi, v-am zis, sunt dintr-un calendar Advent de acum 5 ani. Așa că mai bine fără. Și ăsta la fel, ăsta mi-a plăcut tare mult. E un gloss foarte frumos și o nuanță relativ cu minte. Ăsta la fel. Out and about. Oricum ăsta era un mauve ciudat spre gri. Așa. Mai departe, rujul meu favorit de la Urban Decay, din gama Vice, Crimson e nuanța, v-am zis că este o minune rujul ăsta, îl iubesc de nu mai pot. Mai am un suport pe care nu l-am mai folosit de mult, în genul ăsta, și mă gândesc că poate nu ar fi o idee grea să-l pun lângă, fix pentru treaba asta. Așa. De la Trendy Tap, Ultra Matte. Este o nuanță de roz, foarte drăguță și asta. Asta iarăși îl păstrez mai mult pentru o amintire, vedeți că nici nu mai are, s-a șters ambalajul, este de la Colourpop, a fost de la comanda făcută în America pe site-ul lor, în colaborarea cu Kathleen Lights, și știți că eu am o pasiune pentru Kathleen Lights. Mi se pare că, mă rog, a fost și printre primele persoane pe care le-am urmărit, dar mi se pare o persoană super faină. Mai este și asta de la Lion King, Makeup Revolution, în colaborare cu Lion King. Am și un clip, dacă vreți să vedeți, când le-am testat și le-am luat. Le-am dat în cape. Cam complicat, dar să zicem că stă acolo. Și tot de la Makeup Revolution este, cred că din calendarul lor Advent, un lip gloss. Într-o nuanță din asta așa mai închisă, dar care să știți că nu e foarte, foarte închisă pe buze. Pink Panda, asta este un produs pe care l-am primit, nu știu brandul ăsta, l-am primit atunci când am făcut comandă de produsele de la Makeup Revolution cu Lion King. Au venit în colet. Era un fel de cadou, să zic așa. Așa că o să-l las și pe el aici.
Ăsta iarăși se aruncă pentru că este tot de acolo, din calendarul lor de la NYX de mai de mult. Ăsta este de la Marionon. Cred că este pentru... Da, ăsta este pentru ochi. Voiam să-l pun aici, dar aici voi lăsa doar lucrurile care țin de buze. Ăsta este iarăși un ruj de la Avon, pe care îl țin și pe el tot pentru amintire. Pentru că a fost un ruj care mi-a plăcut foarte tare și pe care l-am folosit la o grămadă de chestiuțe. Și m-am mai întors cu chestii din baie, pentru că le țin pe toate acolo și nu e neapărat cea mai inteligentă chestie, tocmai fiindcă e mezeală acolo. Ok. Hai să mai vedem ce avem aici. Ăsta e un ruj care mi-e foarte drag, pentru că este de la NARS de când am mers în Turcia. Și este o nuanță, un maro rece. Cum noi nu avem NARS, din păcate, în România, a trebuit să mă mulțumesc cu momentul în care am fost atunci în Istanbul și, sincer, nu regret o secundă, pentru că mi se pare că au niște produse foarte calitative și extraordinar de faine. Hai că totuși îl pun tot aici, că mi se pare că nu stă cum trebuie. Bun. Chestiuțe mici. Asta este de la Dus. L-am găsit într-o cutie de la Look Fantastic, pe vremea când știți că mai luam eu cutiuțe din astea. Mi-a plăcut la nebunie. Deci o culoare perfectă. Un nude portocaliu care mi se pare că e wow. Așa că o să-l pun tot aici la nudes. O altă culoare care poate inițial o să ziceți că e închis și că nu e nude, să știți că pe buze este destul de deschis. Este o zmeură, dacă pot să-i spun așa. Și o nuanță care, odată întinsă cum trebuie, se duce într-o zonă destul de naturală. Și miroase a fructe. Doar că, hai, fiind mai închis la culoare, hai că totuși o să-l pun aici. Încerc decât să le delimitez și să țin spațiu așa cum ar trebui. De la Marionon am iarăși un creion din ăsta jumbo care îmi place la nebunie. Sunt foarte hidratante. Asta e o chestie care mi se pare minunată la creioanele lor. Deși nu au niște prețuri foarte, foarte mari, totuși produsele sunt super ok. Uite. Poate totuși reușim cu focusul? Da, uite. Deci arată super fain. De la Sleek am un ruj ultra mat, care cred că a ajuns la mine tot prin acea cutie de la Look Fantastic, pentru că nu mi-aduc aminte să fi comandat eu produse Sleek. Asta e tot un nude. Să vedem dacă reușesc să-l... Bittersweet este nuanța. Dacă reușesc să-l integrez pe aici. Stă. Mai apoi, tot de la Makeup Revolution, este un alt nude roz prăfuit, așa drăguț. Cred că este gloss. Da, asta este un lip gloss. Și nuanța este covered. Merge? Nu merge, e prea lung. Hai că încercăm să-l strecurăm acolo. Astea două de la NYX, pe care știți că le-am luat din aceeași gamă, sunt cele care rezistă, poți să te dai cu șmirghelul pe buze. Ăsta e un maro pe care l-am luat mai de curând. Iar ăsta este un roz. M-ați văzut de multe ori cu ele pe buze. Sunt foarte hidratante, sunt foarte faine. Și mi se par că, nu știu, într-adevăr își merită hype-ul ăla. Chiar de asta l-am luat, sincer să fiu, ca să testez, să văd dacă într-adevăr e așa mare treabă cu ele. Și este. Într-adevăr este. Chiar mi se par super faine. O să mă lip glossul ăsta aici, că e mai mic. De la Trendy Tap, Butter Pen, pe care l-am mâncat, ca să spun așa, l-am consumat destul de repede. Este foarte, foarte, foarte hidratant. Mai am foarte puțin și intenționez să-l termin. Nuanța este 010. Nu are o nuanță neapărat, dar avem cifre, ne descurcăm și cu ele. Vreau să arate cât de cât estetic. Apoi, de la Douglas este un shiny gloss. Ăsta l-am primit de Crăciun de la cineva la un moment dat și ce e interesant cu el este că e genul ăla de plumping gloss. Te pișcă puțin atunci când îl folosești. Probabil încearcă să aibă efectul ăla de buze mărite cumva, dar nu mi se pare că are chestia asta neapărat, dar îmi place. Mi se pare că e un produs bun.
Ce nu pot să zic că mă dă pe spate la el este aroma. Și din păcate și faptul că n-am cum să-l pun să stea. Hai că vedem cum îl... Și încă unul care este de la NYX, pe care mi l-am luat de curând. Sleep Tease se cheamă. Este un nude foarte aproape de culoarea buzelor. Dar spre maro de data asta. Și mirosul este unul relativ mentolat, ceea ce e interesant. Culoarea fiind Let's Get Physical. Foarte interesant te numeau cei de la NYX. Mi s-a părut tot timpul ingenioasă chestia asta. Hai că am tămut toată asta mii de colo-colo. Stă, stă, cât de cât. Bun, iar pe astea cred că o să le pun lângă. Ei, și cam așa arată. Nu sunt foarte multe și după cum vedeți sunt multe spații goale. Dar scopul meu era să arunc din produsele care nu mai sunt ok de folosit și totodată să păstrez ce e ok și ce e proaspăt și ce încă mai este bine de pus pe buze. Așa că nu e o problemă, că astea o să se umple destul de repede. Eu zic că sunt mai mult decât suficiente, ținând cont de faptul că sunt o persoană normală, adică nu îmi trebuie și așa mi se par destule. Dar am o pasiune de să recunosc pentru culorile astea, ori pe zona asta de maro roșu, ori pe zona asta de nude. După cum se vede, sunt foarte multe culori care sunt similare. Și într-o parte și în alta, le-aș fi pus și, astea, și pe astea tot acolo, dar nu mai au loc. Și mie că o să ajungă pe jos și n-ar fi asta ideea. Anyways, o să desfac și sertarul acela, sertarașul pentru pudre. Să vedem unde îl pun și pe el și să vedem cum se așează produsele. Trecem la chestii mai pătrate de data asta. Și am pus aici organizatorul, având în vedere că nu am rujuri în partea, probabil o să schimb, că atunci când o să se mai înmulțească. Makeup Revolution. Am această mini paletă. Hello. Această mini paletă cu Shine Stuff. Partea bună e că astea sunt destul de încăpătoare, cred eu, pentru două produse, așa că o să încerc să pun acolo diverse. Tot de la Makeup Revolution este paletuța aceea cu iluminatoare, care arată ca o ciocolată. Asta știu că mi-am ales-o gratuit, cumpărasem ceva la un moment dat. Și am putut să-mi aleg un produs gratuit și mi-a plăcut foarte mult cum arată, așa că am luat-o sinceră să fiu mai mult pentru aspect. În cape. Ia să vedem. Hai că poate totuși nu fac o boacănă. Așa. Mai departe. Bronzer. Ăsta l-am luat mai mult de curiozitate, sincer, pentru că nu prea folosesc bronzer, dar îl folosesc pe post de fard de ploape de la Essence. Că vorbim de Essence, ăsta este The Blush, am vrut neapărat un blush maro. Makeup Revolution Bronzer, din nou, dar îl voi folosi tot așa pe post de fard de ploape. O să încerc să pun culorile în același loc. Highlighter. Tot de la Essence, care pot să vă spun că nu mă dă pe spate. Eu tot caut highlighterul ăla de a fost în America și era o treabă cu el, dar nu-l mai găsesc. Încă un iluminator tot de la Makeup Revolution. Astea din calendarele Advent, să știți. Că de fapt așa am făcut cunoștință cu produsele lor. Blush. Care sincer mie mi se pare un picuț prea roz, dar dacă e aplicat puțin câte puțin merge. Mary Luminizer, cel mai hăipuit, disperat, vorbit iluminator ever și care totodată zic eu că a fost și cel mai bun sau este cel mai bun. Momentan nu miroase urât. Nu știu dacă să, mă rog, cred că o să-l mai țin for a while pentru că îmi place super mult. Palețica asta pe care am folosit-o, șampar a folosit-o și cred că v-am arătat-o de un catralier de ori de iluminatoare de la Bella Pierre. O să sufăr tare, că nu o să se termine. Cred că o să o pun aici în spate. La mine e greu cu hotărâtul unde, care, cum, în ce fel să le așez. Și o să pun lângă, ca să stea. De la The Balm am două. Petal to the Metal și Alternative Rock. Sunt două farduri de ploape pe care nu le-am folosit niciodată pentru că, evident, uit de ele. Așa că poate n-ar fi o idee rea să... Le-am la vedere.
De la Ila Masca, un alt iluminator, cred că asta e o mostră, sinceră să fiu. Sunt produse foarte bune astea de la Ila Masca și, sincer, am văzut la Denisa Sima că folosea, dacă nu mă înșel, un ruj, parcă. Și m-a făcut curioasă, vreau și eu să caut să văd care-i treaba cu ele. Un produs pe care l-am primit tot așa de la Pink Panda, atunci când am făcut comanda. A fost un fel de goodie bag. De la Essence este acest Matte & Glow Bronzer. Eu nu folosesc bronzer, știți deja. Dar, nu știu, e nedesfăcut, nefolosit, poate totuși îl fac cuiva cadou, o să vedem. Pentru că ar fi păcat de el să stea acolo. Și o altă chestie pe care n-am apucat să o testez, de la Mayani, n-am auzit de brandul ăsta, eyeshadow. Este o mostră de far de ploaie pe care mi se pare că e foarte drăguță, e un roz așa piersiciu. Și pentru că nu puteam să închei fără să vă arăt și partea mai puțin glam. Mă rog, am două produse care sunt ok, de la Essence, Catching Clouds, care sincer mi se pare că e un iluminator destul de meh, cumva, nu prea îmi place atât de tare, e foarte frumos creat așa cu nori ăștia, că știți că am obsesia asta cu nori și de asta l-am luat, dar nu-mi place că are sclipiciul ăsta în interior, cumva ciudat, sunt niște particule ciudate. Wet n Wild, ăsta e un blush pe care l-am folosit până i-am făcut gaură în produs. Asta este un produs care îmi place într-adevăr și pe care chiar îl recomand, mi se pare un produs super ok. Și ajung la partea mai puțin glam, este pudra mea care arată efectiv în ultimul hal, este de la Essence, All About Matte. Am scăpat-o, e clar că vedeți că e bucățele aici, știu că se poate face cu un soi de alcool, mă rog, ca să o faci la loc, dar e ok, am consumat-o aproape pe toată. Și vreau să vă spun că este extraordinar de bună. Știu că Paul mi-a râde de mine când o vede și zice, mă, dar ia și tu o pudră ca lumea. E un produs bun și, sincer, de asta nici n-am vrut să-l arunc pentru că mi se pare că ar fi păcat de el să facă asta. Acum să vedem unde mai strecor astea. Dacă ar mai încăpea pe undeva. Uite, ăsta încape aici. Wet n Wild-ul ăsta nu cred că mai are loc. Cam asta e organizarea momentan. Am scos o grămadă de chestii pe care le-am aruncat. Rujurile, v-am zis că am luat o tonă de din astea să am. Nu sunt atât de multe, dar urmează, sunt convinsă de chestia asta. Și pe de altă parte, sunt produse pe care chiar le folosesc. Adică astea chiar sunt utilizate și în clipuri și când plec și când trăiesc în viața de zi cu zi. Nu le folosesc doar așa pentru display. Iar astea, de altfel, sunt produse pe care le folosesc în make-up și așa mai departe. Paletele, în schimb, o să încapă într-un coșuleț în care, de altfel, sunt deja de ceva timp și să vedem cum îl pun și pe acela, cum le așez, cum fac să fie tot ok. Gata, am pus la loc tot. Cam așa arată. E un pic aglomerat pentru că am încercat să pun toate alea aici. Asta e o cutie pe care am luat-o din Kik, dacă zic bine, și o cutie pe care am transformat-o în cutie de medicamente. Pentru că mi se pare că le țin mult mai ordonat dacă le am pe categorii. Aici am pus tot ce ține de palete. O să trebuiască cumva să-mi fac ordine efectiv în sertar, adică într-un din sertarele astea și să pot să le depozitez mai ok în interior, să nu mai stea așa toate braiște, dar mai durează până fac asta pentru că trebuie să găsesc alte locuri. Este un ceas vintage pe care l-am luat de la un truc de vechituri și pe care îl ador efectiv. Mi se pare că e super, super fun și țăcăne așa cum făceau ceasurile mai demult, îmi zic ceaiurile. Cred că o să-mi fac un ceai în curând. Și da, în principiu cam asta este setup-ul. Asta este o fotografie cu bubbles pe care o am de ceva timp și mi-a plăcut că se potrivește super bine cu cutiuța asta de bijuterii pe care o folosesc pentru anumite perechi de cercei sau bijuterii pe care nu le pot ține așa cum sunt acolo sau în genul ăsta. Copăcelul meu și pensulele, creioanele și partea, o parte din bijuterii. Nu e neapărat foarte estetică treaba asta aici, vreau să o înlocuiesc cu ceva, adică ghiveciul ăsta vreau să-l fac să arate mai ok. Nu știu sigur dacă o să-l păstrez aici, deși îmi place tare de tot colțișorul ăsta cu Good Vibes Only, copăcelul acolo, în fine. Dar cam asta am făcut astăzi aici, asta e ideea de a rearanja și cumva să nu mai țin toate grămadă în coșulețele astea. Totodată îmi place foarte tare faptul că pot să văd produsele și să știu exact ce iau și la rujuri la fel. Deci eu zic că până la urmă am făcut treaba bună. Anyway, cam ăsta a fost clipul de astăzi cu aranjarea și cu folosirea suporturilor pe care vi le-am arătat atunci când am făcut haul-ul de la Jumbo. Să-mi spuneți dacă vă place și nu uitați să-i dați un like în cazul în care v-a plăcut. Bineînțeles, vă aștept și să vă abonați canalului pentru clipuri de foto și, după cum vedeți, lifestyle.
V-am pupat, să aveți o săptămână minunată și ne vedem clipul următor. Pa, pa!